After four years of public speaking, După patru ani de vorbire în public. This movement still Pare că această mișcare pare că se simte inconfortabilă cu modul meu de uh, a prezenta, cu manierele mele. It's not that I'm saying that I have a good style. But neither am I saying it's a bad one. Dar nici nu cred că am un stil people often think that I'm unnecessarily provocative. And I think the reason why people have struggled with my style Și că oamenii se uh, luptă cu faptulul meu de a preda, de a fi. Because uh, that's how they viewed it. That's how they viewed what I do. Yeah, that's the It's just his way of doing things. Ie zi, ei zic așa, așa e modul lui de a face lucrurile, așa e modul lui And de what a preda. No, appreciated, I think. Dar cred că oamenii nu au apreciat. Is the focus and attention that I've paid. Ceea ce n-am apreciat oamenii a fost atenția și concentrarea pe care am, le-am... Le -am, so, concentrarea, atenția pe care o am atunci când spun ceva, pentru că sunt foarte atent când spun ceva și modul în care People spun ceva. Oamenii cred că ceea ce spun este rău, abuziv, critic... Încă modul în care spune abuziv. People believe that I publicly criticize individuals. Oamenii cred că eu în mod public critic indivizi. Which I do. Ceea ce fac, bineînțeles. And people take that personally. Și oamenii am asta personal.

Because if you don't understand how parables work, pentru că dacă noi nu înțelegem cum funcționează parabolele, you will not be able to explain what's going on. Nu vei fi capabil să explici ce se întâmplă. Now, all of you know. Toți dintre noi știu, știți. The nature of parables at their most basic level. Natura parabolelor la cel mai modul la nivelul cel mai ușor. Cel mai de bază. Pentru o parabolă ca să meargă, să funcționeze, you have a complex issue. trebuie să ai o problemă complexă. Și complex scopul tău, that obiectul tău este să explice acea problemă, situație, acea situație complexă.

Pentru că a luat lucrurile care arată gri, care arată care rău, trebuie să le transforme într-o situație albă sau neagră. Deci lucrurile gri trebuie transformate în situația albă sau neagră și în măsură ce face asta, ajungi în cercul parabolelor.

So I'm not going to go into a dictionary definition of that. Nu voi merge. într un dicționar ca să definesc asta, asta a fost deja făcut în trecut, adică cuvântul parabolă. So if I were to ask you, is the midnight cry message good? Ea dacă ar fi să întreb, este mesajul ce găsești la miezul nopții bun? Say yes. A, tu ai răspunde cu da. So if I juxtapose that, deci dacă aș juxtapune asta, then I'd say, well, what was the message that came before? Aș întreba care a fost mesajul care a fost adus înainte. Când, când juxtapui lucrurile, ei devin uh, opuși cu uh, totul opuși la poluri opuse. Sora a, a vorbit despre poluri opuse. Nu trebuie să gândești uh, prin problemă. The rule is self-evident. Regular este atât de evident. understand one bit; the other um, opposite becomes clear. o parte opus, uh, ce este în you You've seen Elder Tabo use the same methodology when um, re-looking at Daniel 11, verse 41, as an example. Observați că fratele tabă folosește aceeași metodologie când se uită din nou la Daniel de 11, versetul 40, ca exemplu. Dacă strigătul la miezul nopții este bun, și aș, asta, și aș vrea să juxtapun asta, atunci mesajul care a venit înainte a fost rău. Și oamenii consideră că asta e o insultă. Pentru că noi am făcut asta timp de ani de zile deja. Haideți să-i numim pe toți răi și pe mine bun. Puneți-vă și voi în poziția mea. Ce ai face tu? Ai fi forțat să, să te numești pe tine bun și pe toți ceilalți răi. Și oamenii au luat lucrul ăsta ca fiind o insultă personală. De aceea am fost acuzat de multe lucruri. Asta, ac -acum este aceasta este uh, apărarea mea și Sper că înțelegeți ce înseamnă cuvântul apărare adică scuzare. Nu vreau să zic că îmi cer scuze. Nu avem, noi nu avem în română ce înseamnă. Noi avem în ce înseamnă apologii, dar e ceva precum scuză. Trebuie, trebuie să ne uităm, noi trăim în această lume a parabolei, totul trebuie văzut ca o parabolă. Dacă deschizi orice parte din scriptură, orice document profetic, chiar și a doua a, a doua a Constituției, Constituția trebuie să-ți asumi că este o, o parabolă. people can't see a natural and spiritual relationship in the 2nd Amendment. Between the natural and the spiritual. I want to warn you that if you go to the Scriptures, you can't see that relationship in probably 95% of the Scripture either. vreau să vă avertizez că nu găsiți asta în nici în scriptură, probabil nu în 95% de scriptură, tot așa, nu vedeți. Poate nu este metodologia. Probabil este că tu nu înțelegi ce sunt parabolele. Trebuie să ne extindem perspectiva sau orizontul cu privire la ce este o parabolă. De aceea pot să spun că în trecut eram uh, greșiți, iar în prezent suntem corecți. And what you need to do Ceea ce trebuie tu să faci trebuie să realizezi că asta e o parabolă. That we're all actors. Că toți suntem actori. So suntem ipocriți. Dacă aș spune că suntem ipocriți, aș spune că ar părea ca un compliment. Așa că nu o să mai spun așa. Motivul pentru care acest lucru devine semnificativ, am încercat să explic în una dintre prezentările mele de mai devreme. Dacă iei mesajul Millerite, First angel's message, or you go to the line of Christ, John the Baptist, both of those messengers have corrupted the message that they've been given by God. Now, I don't. go into God. vreau să intru într-o psychoanaliză lui Dumnezeu. He is whom he is. El este cine este. Tot ceea ce fac este, um, să, mă, este să mă uit la rezultate și să observ unele lucruri. And what I've tried to lay out, și când am încerc să pun pe foaie, Încep să mă gândesc că totul ar trebui să se fie în acord unul cu altul. If John had said, dacă Ioan ar fi spus The Messiah is coming and make Mesia you vine happy to be slave. Și te va face te va face fericit să fii sclav. <laughs> Sau dacă Miller zice, that Christ is going to move from the holy place to the most holy place că and judge dead people. Ca Hristos se va muta de la uh, Sfânta Sfânta Sfintelor și va începe să judece uh, oamenii. Oamenii morți. Or elder Jeff had said. Iar dacă el fratele Jeff After a ar spune the conclusion of his line upon line studies, uh, da, și el fratele Jeff a spus după concluzia lui cu privire la linie peste linie. That I'm set in a time că sunt într-un timp In 30 în, după 30 de ani, I'm going to predict uh, sunt într-un timp în care pot să văd că, în uh, 30 de ani femeile pot să poarte pantaloni și că pot să fie uh, o ca pastori. Uh, cine ar fi ascultat acele tipuri de mesaje? Nobody. Nimeni. E, aceste mesaje au fost uh, mânuite cu uh, probleme și cu erori. Dar acele, tocmai acele greșeli, tocmai de acele greșeli, Dumnezeu profită și, și le folosește pentru a crea o mișcare. Nu numai să creeze o mișcare, dar să și vindece oamenii Lui. And those discrepancies begin to get resolved by a second messenger. The second messenger. Whether you <coughs> call it the second angel's message, Jesus or Jesus. Că or another person. so ends up having to fix or correct the mistakes of their predecessor. Să o corecteze mesajele său. whether you go from the model of elijah to elisha, it is a pretty consistent model. Este un model destul de consistent. we have more than two testimonies, therefore it's That this is Avem mai multe motive, mai mulți martori, mai multe modele și putem certifica că este corect. The Motivul pentru care acest lucru devine semnificativ. Este pentru că toți adventiștii, chiar și unii dintre noi probabil.

tăiat și... da, tăiat și uh, zdrobit. Adna, ad -a, a doua solingeră se spune că acești oameni au căzut în Babilon pentru că au răspuns într-un mod uh, greșit, fără, fără amabilitate so fixated on that version of the work of the second angel. Și noi am fost așa de fixați pe acel lucrare a, a, a cei doi a doua să îngerești. Încât am uitat că ei mai au și un rol secundar. Că mai are și un rol secundar această lingerească. Trebuie să mergi la alte cărți. We'll just visit We'll just go to La care vom și merge. Vom și deschide familiar passage to all of us. Uh, familiar pasaje familiare pentru toți. John chapter 16 verse 8. Ioan capitolul 16 versetul 8. And Acts chapter 24 verse 25. We won't read. Și Fapte uh, 24 versetul 25. Fapte verse 25. 24 versetul 25. In both of those passages. În ambele aceste pasaje. The second angel says. A doua solie îngerească spune Be a good person. Fii o bună persoană. In Revelation 14. În Apocalipsa 14. It says you're already condemned. Spune că ești deja condamnat. So if you have experienced in your interactions with me dacă ai experimentat interacțiunile tale cu mine, o call to step up higher. O chemare să stai mai presus. To be righteous. Să fi neprimănit. If you felt inspired or found Dacă te ai simțit inspirat in sau ai găsit pace în mesajele pe care eu i-am dat. That's good. E bine. But if you felt condemned. Dar Dacă te ai simțit condamnat that you've been picked upon unjustly. Ca ai fost decisă să să ceva ne unnecessarily harsh. O foram că am fost în mod gratuit rău cu tine. That too is good. Și asta e bine. Because is that not what the second angel is meant to be doing? Pentru că nu a să trebuie să facă cel de al doilea înger. Trebuie să fie amabil. If you really believed the first messenger. Dacă chiar ai crezut primul mesager. The first angel. A, prima solie. And when they direct you, and they always do, to the second. A, modul care te direcționează și te va direcționa după. Why would you după, be surprised when the second? Între al doilea anjer. At a price. De ce ai fi surprins dacă ai credem prima solie, că atunci când e a doua solie, e cu ce indiferit. Did that, that second angel? Cuts and slashes. pentru că acea doua solie sau al doilea înger taie și îți zdrobește. In de fapt, dacă acel mesager n-ar fi, fi făcut asta, ar trebui, să, ar trebui, să, apară un steag de avertizare în care să spună că ei nu sunt ceea ce vor să pară acești, doi, acești îngeri. themselves to be. Spun că when nu I say they are not who they claim sunt to be, cine vor ei să pară că sunt. in fact, the De second fact, messenger does not claim to be anything. Că nu că este nimeni. Jesus addressed this issue very clearly, as you all know. Clar, le și și voi. When he's asked who he is? Why his enemies? Și, who does he refer lui? them to? Deci, lui, who does he tell them to go and listen to or ask? Cui a zis, ducă să și să he says, "Go and ask vorbească. the first messenger, John. He'll tell you." A zis, -te la înger, Ioan, el -a In that scenario. The Pharisees were being trapped, we know that. In acel scenario, ar fi fost, uh, păcălit, asta. Now, we could have a nice, clean, sanitized picture. But because we believe in line upon line, da, pentru că am crezut în linie peste linie, we know sometimes the relationship between the first and the second messenger is not pretty. William Miller. the second messenger. messenger. is whom? Cine? You can't answer because you don't know the study. Nu poți să că nu studiul. You must not fall into these traps. Nu trebuie să cazi în aceste capcane. The second messenger is not snow. A nu este a snow. Who gave the midnight cry message? Dat, uh, it was Lich, Lich. in 1840. In there is not a single midnight cry in that history. Nu este un în în acea People think this movement is now in disarray. Cred că asta acum este într -o o the is. Și motivul este pentru că noi luăm foarfecile noastre și tem tot ce avem în față. și acea tăiere produce lumină. ceea ce oamenii văd ca fiind, ca fiind mișcări periculoase, ei numesc fanaticism, este, în fapt, the outpouring of the latter rain. Fanatism este de fapt căderea ploii uh, târzii. Și dacă ați vedea ce, fa ce face sora și ce fac și, și eu, și ați vedea asta ca fanatism, fanatism Este pentru că tu nu primești ploaia târzie. Nu pot să fiu mai clar decât atât. Și cum știu asta? Pentru că cine ne-a dus pe noi să avem această autoritate în acest punct? Persoana, pe care, persoana în care toți avem încredere. Primul mesager, fratele Jeff Pipinger. Trebuie să te duci, să te întorci și să-l întrebi pe el. Să, să vedem dacă el a făcut, a făcut vreo greșeală identificând cine sunt mesagerii sau cine este lega, care este legământul. Ceea ce vreau să, ce vrea să vedem când venim în lucrarea cel de-al doilea înger, the identifying characteristics unele dintre caracteristicile uh, the schizophrenic? Uh, care, în care suntem una dintre caracteristicile pe care o spunem mult este că suntem schizofrenici. Că suntem bipolari. They Că avem o personalitate dublă. One Într-o zi suntem buni, într-o zi suntem răi.

noi ochelari. Noi ochelari ca să vezi parabole. Problema este. Problema. Problema noastră este că noi nu înțelegem parabolele atunci când le aducem în viața reală. nu putem explica acest, această împărăție spirituală complexă Explanations. Cu explicații complexe. It has to be done in a simple fashion. So I want us to really understand. The, role of the second messenger. In the Millerite history. Miller. And Lech, Mirko Ljic. We work in together. Associates, good friends. Urcă lucrau împreună. Erau asociați, prieteni buni. Time moves on. Timpul merge mai departe. Before time moves on, I want to make one point. Uh, that the timpul fugi înainte să zic ceva, răsu. Vreau să vă întreb ceva. A făcut Ljic vreo greșeală? And people are confused about this issue. Și oamenii sunt confuzi cu privire la această problemă? Vreau să spun că el nu a făcut greșeli în dispensațiunea lui, care s-a sfârșit în aprilie 19, 1844. În acel context, el nu a făcut greșeli. But there's another scenario in that. Dar movement. este un alt scenariu în acea problemă. Miller, and Snow. Uh, Miller și Snow. And we should, we should all know Cu toți ar trebui să știm that those two men că acești doi oameni were in conflict one with another. au fost în conflict unul cu altul. In fact, first messenger said that the second messenger was messenger was teaching error. Uh, de fapt, primul mesager a spus că al doilea mesager uh, prezintă uh, eroare. He was not giving the correct message. Și că nu dă uh, un mesaj corect. Corec. And there are mitigating circumstances behind that. Și there, there was mitigating. Mitigating. Și ei au There was nu a, -a, a reason mitigated. for him making these decisions. Ah, el e ceau că este un motiv pentru el ca să facă acele decizii. Miller was ill. Miller era bolnav. And he was being influenced by his associates. Și a fost influențat de către asociații lui. And this is not after October, this is pre-October. Și asta nu este după octombrie, este înainte de octombrie. It's in a different part of the country. Este într-o acum se află într-o so într parte diferită a țării and snow was in the east. era în vest și snow era în est. You go from local to worldwide. Te duci de la what that means. Dacă te duci la local la întreaga lume, o să dai seama ce la ce mă refer. So between the first and second messenger there is tension that's is produced. Deci între primul și cel al doilea mesager era tensiune, se producea tensiune. Contextul acelei tensiuni when the first messenger is ill, uh, când prim... Contextul tensiunii era că primul mesager era bolnav și prin cauza că era influențat de către asociații lui. Și asociații lui l-au blocat. Au blocat uh, mesajul, mesajul strigătului la miezul nopții. Now, I only mention all of that doar am menționat acest lucru. Nu vreau să fac no? un studiu cu privire la istoria milerită. Nu, am spus asta doar ca să, nu știu, să vedeți voi ceva în ceea ce spun eu așa printre rânduri și, și încercați nu-i zărea scopul meu să fac să vă gândiți cine e asociația acum a lui Jeff în timpul nostru sau alte chestii de astea prostești Just want us to see yeah. that the relationship between the first and second is not that straightforward. There are three messengers. Sunt mesageri. Messengers. Sunt mesageri. Messages. <coughs> <coughs> Either way. Foi. Foi. Fos. Fo Fos. And white. Și white. She was gold at the time. Ea yeah, pe atunci se numea Gold White. Yet those three messengers. Aceste sunt cele trei me cei trei mesageri. Sister Tess has already mentioned them before. Sora Tess tocmai a, a, deja i-a menționat mai devreme. Tension between Tot ceea ce am vrut să vedeți este că era tensiune între ei. We come to our history. we în three messengers. Obama, Clinton, Trump. Obama, Clinton, Trump. I just did an in sequential order that may not be how you would actually line them up. When you start looking at these relationships. Când începi I want us to see that there's a, a relationship between the first, second, and third messenger. At the very beginning of this week, La Sister Tess taught you about set theory. S-E-T, set theory. S povestit despre teoria teoria set, nu știu, pe care am făcut-o la liceu, nu-mi dau seama. Take a story, adică e o istorie, an agricultural story, o istorie a agriculturii Și poți alege și, și, și să various portions of the story uh, to create your own story. Anumite porțiuni din uh, istoria agriculturii agricultură și să uh, faci tu propria ta so she poveste. That. Și ea explică so she's asta. Really given a perspective of these three messengers. Deci ea odată, ei odată îi s-a dată perspectiva acestor trei îngeri. I just want to say it simply this way. Hopefully I won't be I won't be misunderstood. Oh. Aș vrea să spun simplu modul acesta, sper că nu sunt rău înțeles. In the Millerite history. Istoria Millerită. That second messenger. Acest al doilea mesager. I wanted to say this way, was mean. He was not good, not nice. Aș vrea să spun în modul acesta. Era rău, nu era bun, nu era drăguț. In our history. În istoria noastră. That second messenger was someone who was good. Acest 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 al doilea mesager a fost cineva care e bun. There was tension, disagreement between the first and the second, and in Our present one, they were together. în trecut era uh, tensiune între prima solie și cea de-a doua solie sau al doilea mesager. În timpul nostru este um, acord între primul mesager și Is al doilea mesager. Sunt relații complexe între primul și al doilea. Să so, vedem um, Acestă relație între primul și al doilea este o situație complexă. Și numai că este o situație complexă între primul și al doilea mesager, este o, este o, o situație complexă și între al doilea și al treilea mesager. când desenăm liniile noastre, often we în general le desenăm în felul acesta. 1989, dacă începem la în 1989, And we would do 9 Și am până 11 septembrie. Și după care legea duminicală. We would do Am face ceva ca acesta. Prima, a doua și a treia. I'm not claiming that this is correct. Nu sugerez că ceea ce spun aici e corect. It's just a simple schematic. Este doar ceva simplu și schematic. And because this is the first, second, and third. Și din cauza că acesta este prima, a doua și a treia. we know that this is the arrival and this is the arrival. Știm că aici este coborarea, aici coborarea și aici coborarea. We end up making this the arrival. A, ajungem să facem și ce cel al treilea ca fiind coborarea. Coboră angelul al treilea. Prima dată când adică, prima dată când face ceva angelul al treilea. Întrebarea mea este Este corect ce se întâmplă aici sau este incorrect? I don't know how you would... depends. Good. Depinde, bun. Excellent answer. răspuns excelent. It depends who you ask. Depinde pe cine a întrebi dacă ar fi să întrebi pe Ellen White, is this correct? Este corect asta? No. This răspunde is not că correct nu. Nu, nu, este corect în acord cu Ellen White. Și aici încep problemele noastre. We take Ellen White and we what she says. O luăm pe Ellen White, ignorăm ce spune ea. And as soon as you start ignoring her, și pe măsură ce începi să o ignori, You're going to end up going into a dangerous territory. So we need to be careful how we approach inspiration and the complexity that we have. is that we really don't know how to deal with her her words. Este că noi chiar nu știm să avem de face cu cuvintele ei. The reason we don't know Motivul pentru care nu știm is because we have structures which seem to contradict what she teaches. Este pentru că noi avem structuri care ar părea că contrazic ceea ce spune ea. The problems begin here at this waymark. Problemele încep aici. la acest marcaj. Because this pentru că aici nu este timpul sfârșitului. Nu este, un, nu este o, o propoziție, nu știu, inspirată care să arate timpul sfârșitului, că este 1989. Dată ce ai început să crezi acest marcaj, timpul sfârșitului, bazându-ne pe înțelegerea noastră cu privire la Daniel 11 cu versetul 40, Acum ne ducem într-un teritoriu încet. Uh, uncharted. Um, uncharted. Probabil nu ai realizat că ți-ai tăiat uh, relația cu Spiritul Profeției când ai acceptat în 1989. I'm going to say it in a strong way, which people find offensive. Aș spune, aș într-un mod mai dur, poate oamenii se simt mai. Uh, greș, se simtă afectați. Ai început să, să nu mai crezi în așa zice Domnul când ne-a acceptat o 1989. And structural analysis of Și te-ai mutat pe o analiză structurală a cuvântului lui Dumnezeu. A Lord. Un așa spune Domnul. Would have said.

of her culture. Și el nu este produsul culturii ei. She agrees with that. Și este de acord cu asta. She even tells you that Uriah Smith is God's helping hand. He helps God. Chiar îți spune că Uriah Smith este mâna lui Dumnezeu, ajută pe Dumnezeu. So when we approach this problem, deci noi când abordăm aceste probleme, we have to get rid of Uriah Smith. Trebuie să ne debarasăm de Uriah Smith. We have to put aside Ellen White and we have to approach this problem in a unique way. Să într -un mod mai unic. We go to verse 40 and create a, chiasm. a 40 și creăm o chiasm. And we don't approach that verse in the way that our forefathers or Ellen White approached it. și noi nu abordăm acest, acel verset într-un mod în care noi nu să strămă și noi a făcut-o. deci odată ce, mergi pe această cale alunecoasă, to te forțezi să faci și aici de la acest 3A sau acest 3, această coborâre a îngerului al treilea. A înseamnă coborirea celor de-al treilea înger. So I want us to hold that thought. Aș dori să vă păstrați, păstrați această idee. And then we say, și după care noi spunem, let's see what Ellen White really says. Haideți să vedem ce spune cu adevărat Ellen White. Put all of our thoughts aside. Puneți toate cuvintele voastre deoparte. And she's going to do this. Și ea va face asta. One a two a 3A. And here we are. Un o o coborere, două coborere, a treia coborere, iar aici ne aflăm în 1844. Our history. Și pe măsură ce mergem în istoria noastră. This now becomes 3E. Acesta devine acum 3 uh, a, trei, of the third. E sau un puternicia cel de al treilea înger. It's not the arrival. Nu este împuternicirea în îngerului al treilea și nu este coborarea lui. So I don't know what your favorite is. Nu știu care este favoritul tău. Is your the first or the second Este favori or the third? favoritul tău primul, al doilea sau al treilea? You got a, choice. Hai de -a Which angel do you Care angel, pe care angel preferați? Foi, foi, Foy, or fourth, white? Poți să pe care vrei tu. So when we start coming to this story, story poveste, and we want to look at these angels, their messengers, ne, their messages. Lui, lui, lui and we want Îngerului, to identify who is giving those messages. And of course, once again we have to blame Elder Pippinger about this. Mm -hmm. Și bineînțeles că încă o dată trebuie să l uh, dăm vina pe fratele Pippinger pentru asta. Because when he Pentru că atunci când el dintr-un anumit motiv sau fără motiv I suggest he was by God. Sugerez că a fost condus de Dumnezeu. You might tu poate it poate sugerez că a fost uh, when he Godal stands up, când se ridică, când J.P. Pinger, se ridică, fratele Jeff, se ridică, s-a ridicat în 2017 and proclaims openly, și a, procla clearly, procl for the first time, proclamat pentru prima dată, clar, prim, da, în mod public, that he's the first angel, că el este primul înger. He creates a precedence in this movement that we have never had to confront before. A creat o pres importanță sau un, un atribut în, în mișcarea asta cu care noi nu trebuia să ne mai, nu ne-am mai confruntat înainte. Uh, câțiva ani înainte. He was doing a series of studies. El făcea o serie de studii. About de Panium. Despre Panium. And I'm not saying it was his favorite study. Nu spun că acela era uh, studiul dar tot started looking like pan. A început să se semene cu pan. Wherever you looked, it was all pan everywhere. Unde te uitai, te vedeai pan peste tot. So I want to say, vreau să spun, when he proclaimed himself to be the first angel's message, că atunci când el s-a proclamat pe sine însuși că este prima solie, primul mesager, He Pandora's box. A de deschis uh, ca cutia Pandorei. Și totul a început să se iasă la iveală. Și a dat statul unui lanț de evenimente. cannot stop. Pe care nu pe care nu putea să l, putea să -l oprească. Pouring out the box and no one can stuff it back in. Once greu -o again, o the blame has to go to him. Uh, uh, so mear, if you have any problems with these presentations, dacă ai vreo cu in fact, everything that's been taught this week, it's all at his doorstep. tot ceea ce am prezentat în această săptămână se află în pragul ușilor fratelui Jeff. În mod special acest studiu. când el s-a identificat pe sine cu prima soli Ce ar trebui să te întrebi pe tine? When the Sunday law, mereu când este o zi de Uh, e, and the obvious question is what? Uh, te afli în 2017 și întrebarea ta you if you're sure. uh, este, care este întrebarea ta? If you're the first, Dacă tu ești primul, who is the second, cine este al who doilea și cine este al treilea? Dacă ai fi în 2017 și ai auzit And this uh, predica lui Jeff, la, aceasta, la această întrebare trebuie să avem răspuns. Because once you open the box, Pentru că atunci când ai deschis cutia Pandorei, you can't bury the questions. nu poți să îngropi întrebările. Adevărul trebuie să fie răspuns. Cred că el avea o bună idee cine a fost al doilea înger. Back then de atunci I think he knew even before then. Cred că știa și eu de mai de mult, de fapt. Because you shouldn't open your mouth pentru că nu trebuie să-ți deschizi gura unless you consider all your options. până nu consider toate opțiunile tale. You don't go to war unless you're certain you're going to win. Nu poți să te duci la război până nu ești sigur că vei câștiga. God is interesting. Dumnezeu este interesant. He uses people. El folosește oameni. Sometimes we have some foresight in what's happening. Câteodată avem așa o Yet we don't understand everything. O, o înțelegem suprafață cu ceea ce, la acestea se întâmplă acum, dar nu he înțelegem totul în profunzime. Doing, Fie că realiza sau nu ce făcea atunci, Perhaps we'll never know. probabil niciodată nu va ști. Who can enter into the mind of a human being? Cine poate oare să intre într-o minte a unei ființe umane? Ființe umane. Sometimes the human being themselves don't understand what they're thinking. Nici măcar unele ființe ele însele nu înțeleg ce fac, ce gândesc. I want us to hold that thought. Aș vrea să ne păstrăm această idee și acest gând. Now the second angel Acum, al doilea înger are un caracter așa He's so capcana. Este atât de, tip cap cană, atât de greu de înțeles. He has to be given extra space. trebuie să i se dea un spațiu extra. The work of the second angel has to be explained in Revelation 14 and Revelation 18. Celui de al doilea angel trebuie să fie explicat în Apocalipsa 14 și Apocalipsa 18. Și sunt numeroase motive pentru asta. Dar unul dintre ele este următorul. dacă acesta este o linie, in 1798, începe în 1798, iar aici este prima solie îngerească. Când ar trebui să se termine prima solie So you când s-ar Deci nu știi răspunsul pentru că nu știi studiul. So you're Așa că fiți tăcuți. So, the first angel's message says, Prima spune, in 46 years, dacă 46 de ani, something's going to happen. În 46 de ani ceva so when is the message fulfilled? Deci când este mesajul îndeplinit, fulfilled. În, uh, îndeplinit, complet. I don't know if it works in all the languages. Nu știu dacă merge în toate uh, limbile. But it's a tautology. Da, este o total totalogie sau ceva de genul. To repeat and enlarge. It's a repetere. Și detaliere. Fulfill. Fulfill, adică full fill means. Împlinire totală. It doesn't work in other languages. Nu merge în toate celelalte limbi. E doar în engleză. It's a redundant statement. Este o afirmație completă? It's meaningless. You only need to say something once. I don't say go go. Este nu pot. Eu nu pot să spun du-te du-te. You need to say once. Trebuie doar să spui o dată, acea... End. Și I don't say end, end. A, ah, când zic uh, terminat, nu zic so, terminat, terminat. The mă rog, am încercat să explic în engleză, da. Prima solie îngerească te duce la 1844. It does not finish nu se termină în vara anului în 1844. It actually finishes in October. Se, se termină în octombrie. 6 months after we normally place it completion. Șase luni după ce în mod normal noi îi îi punem împlinirea ei. The angel's message arrives. După care primim împlinirea lui, șase luni după ce spune că s-a împlinit. După care coboară cel de al treilea înger. The third angel's message. Iar al treilea înger. We discussed this earlier. Am discutat mai devreme. Ends at the close of probation. Se Termină la închiderea timpului de probă.

Prima solie uh, te avertizează so cu privire la, la judecată, cea de-a doua solie te avertizează cu, cu privire la judecată. Putem să tăiem această linie and bring this underneath. și să o aducem de sub. If you did that, Dacă ai făcut asta, ai adus-o de sub. You see you the angel in both Vedeți cum cea de-a doua sol încerească în ambele istorie at co the same place because it's line upon line. Coboară în același loc pentru că este linie peste linie. The reason why this is important. Motivul pentru care acest lucru este important. Because now I'm saying. Este pentru că nu acum spun. The first angel's message equals the third angel's message. Că prima sorie îngerească este egală cu cea de-a treia sorie îngerească. Repeat and enlarge. Repetare și detaliere. But Dar, there's also a progressive nature. And if we were to show it this way, one and three, one and three there's now a, connect, a connecting link between these two messages, these two messengers. The second will connect these two. Al doilea va conecta aceste două mesaje primul cea doa, și al și de a treia. Eleanor este clară cu privire la asta. Eleanor uh, spune că a doua solie a coborât în Istoria minerită și și a perfecționat lucrarea in sau uh, completat în istoria noastră. Istoria noastră pe care ea o numește istoria legii should be relatively straightforward for most of us. So, when we come from this model. And just, this, and just come back to this. This begins to explain. what's going on here. Cuz the third angel message arrived here and is empowered here. pentru că cel de-a treia să lingerească a coborât aici și este împuternic de aici. Third angel's message arrived here. Cea de-a treia a coborât aici și va fi împuternic aici. So, what gives power to the third angel? Ce dă oare putere cel de-al treilea înger? De unde și-a el puterea? The second. De cel de-al doilea înger. So, there's a relationship between the second deci este o relație între cel de-al doilea înger And the third, and it's the second that gives its help to the third, and when it does that, the third receives power. Now we're working with two dispensations.

este coborerea îngerului. ce spunem asta, că spunem asta de ceva timp, de mult timp. Spunem angel că acest stranger, acest al treilea înger, nu făcea nimic înainte. to follow the second and the first. Pentru că trebuie să urmeze cel de al doilea și și primul înger. So the scene here. Deci vine la pe scenă aici. These are the same way Mark.

Which one will you begin to be tested on first? Well, you, will be, you will begin to be. It okay. uh, has to be on structures. Să fie stru pe tot. We're first confronted with the structure. Yeah. Because unless you know the angel has arrived,

Primul mesager uh, a ieșit din uh, closet. And self-identified as being the first angel. Uh, a ieșit de niciunde, de nicăieri s-a identificat pe sine ca fiind în primul Whether înger. He realized that or you? Fie că el a realizat asta sau tu. The question then needed to be needed to be answered is who would be the second and the third. Uh, întrebarea la care ar trebui să fim primim răspuns ar fi care ar fi a doilea și al cel de-al treilea înger. You can't nu poți să pui uh, aceste întrebări înapoi în cutie și să le ignori. As a movement, ca mișcare, we teach noi învățăm that the first angel's message arrives in 1989, că prima primul coboară în 1989. And then there's a change at the Sunday law at the arrival of the third. Și că este o schimbare la legea duminicală cu privire la coborârea celui de al treilea înger. Just logic. E logic. Based upon structure. Bazându-ne pe structură. Adventists would say this is foolishness. Adventismul a spune că asta este o nebunie. They would hold to this model. Ei s-ar ține strâns cu, cu acest model. And empowerment is Sunday. Coborârea este în 1844 și împuternicirea este regea duminicală. Then we can go to this model, După care ne putem merge la acest model, which is just the same thing, care este același lucru, I want us to see Dar ceea ce aș vrea ca noi să vedem că nu este primul, după care al doilea și de avea după care al treilea. Primul înger merge tot continuu până în octombrie, în 1844. Then the third begins, al treilea începe și te duce și el la, până la sfârșit. Two shut doors. Până la închidere, două uși închise. And in each dispensation, și în fiecare, there's a second angel doing a work. În fiecare dispensație este un al doilea înger care face o lucrare. That angel <laughs> Acel înger is a complex messenger este una, un mesager complex with a split personality. cu o personalitate separată. Sau personalitate dublată, bună sau rea. And Disrespectful. Therefore, you can take the third and bring it underneath, and you have line upon line, which means the first and the third become the same. But also, the second connects these two messages. Now, once you can see all of that, odată ce poți să vezi toate aceste lucruri, you can do many things. poți să faci multe lucruri. Remember, ați să vă aminteți. We can do many studies based upon a set of information. Putem să facem multe studii cu privire la un set de informații. So, I'll confuse you now. Vă pun într-o confuzie Pats. acum, probabil. And so what I want to say, Ceea ce vreau să spun este nothing to do with this study, nu are nicio treabă cu studiul ăsta. Just a side point. O, dar o, o, idee. It's got no relevancy to what deci I want to say. Deci nu are nicio relevanță cu ceea ce am spus. This first angel, Acest primul înger that came in 1798, care a venit în 1798 this is Miller. aici este Miller. And therefore the third angel, Angel, which came here in 1844 is white' white so we can see that they are the same being Why that becomes important important is that both of them have problems both of them have difficulties difficulties they both have messages which are defective. They have problems with them. And as soon as you go into a study like this, and you're not an adult, you should leave the room. Tu ar trebui să like părăsești camera. Movie. Este ca un, -un movie, uh, film uh, de, cu puteri supranaturale. naturale. Only for adults. Uh, nu, uh, un film acela All care uh, are un semn now. doar pentru adulți interzis pentru copii. Pentru că dacă nu pleci, nu îți va plăcea ceea ce vezi. Miller is the messenger este un mesager for which church? pentru care biserică? Fifth church. Pentru ce de cincea biserică? Sardis. Acest studiu n are nimic de a face cu ceea ce vreau să vorbim. Just want to point that out. Vreau doar să amintesc un lucru. Dacă el este un mesager al lui Sardes, pentru cine este el noi mesager? Laodicea. Laodicea, not Ephesus, not Ephesus. Sardis, Sardis and Laodicea, Laodicea are what? Equal. They equal. And what is in between them? Philadelphia. 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 So you can see you begin to develop a chiasm or a structure. Observing we begin to volta a chiasm or a Did Miller have a defective message? A avut Miller un uh, mesaj yes. defectiv? Da. Therefore, Tot you așa, know, știi? Just close your eyes and take a jump. Închideți ochii okay, și nu gândiți. Let the rules guide you. Lăsați ca regulile să vă ghideze. If he has a defective message, Dacă are un mesaj cu defecte, what does Ellen White have? ce are Ellen White? Încercați să tușiți. It's not easy. Să tușiți ce gândiți. Adică să dați afară ce this gândiți. Nu e ușor. De aceea este un mesaj doar pentru adulți, nu și pentru copii. Ar trebui să fim deja cu toții la, la, la vârsta de 30 de ani anul ăsta indiferent la cât e vârsta, vârsta data noastră voastră, pentru că dacă nu, ești, nu ai 30 acum, you won't be mature enough, nu ai fi uh, matur în dejuns să înțelegi a Cum poate Ellen White să aibă o, mesaj cu defecte? A, să aibă un mesaj cu defecte. Like pentru că ar părea blasfemie pentru tine. And this is the that we're Aceasta este problema pe care noi o avem de-a face cu ea.

So that had nothing to do with our study. But what I want us to see is the power of parables, which our opponents, and perhaps even some of you, see his heresy. So I'll leave. It for you to decide. Let's summarise before we break. There's this movement. There's Ellen White. Ellen White. A Thus saith the Lord. And a movement that's based upon structure. Uh, aici. And you will get different answers. Întrebați dacă um, you either work out that it's the arrival or the empowerment of the third. There's a complex relationship between the first and second angel. Este o relație complexă între prima și de-a doua sulie îngerească. Second. Here it is, the first and the second. Aici avem prima și cea a doua sulie. It looks simple on the board. Arată simplu pe pe tablă. Sometimes they're friends, sometimes they're enemies. Câteodată sunt prieteni, câteodată sunt dușmani. The second angel. Al doilea înger. The problems with him. Problemele problema cu el. Sometimes he's good, sometimes este că he's bad. Câteodată este bun, câteodată este rău. Then you see. După care vezi. Then the history of the third -al treilea înger, comes up again. Vine din nou ăsta al doilea înger. And when you get this structure, şi când prinzi această structură, you can begin to do interesting things. Poți începe să faci lucruri interesante. Repeat and enlarge. repetare și detaliere, or a line of progression. Sau o linie a progresiei. And the second becomes a connecting link between them. Și al doilea devine o un punct de legătură între cele două. Frate Jeff opened all of this problem up. Eh, frate Jeff a vorbit despre această problemă. And we are now left to answer the unspoken thought. Și acum noi suntem lăsați să răspundem la gândurile nerosite. Cine sunt cei de al doilea și de al treilea angel? Tot ce, 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 poți face? Little Acesta a fost doar un mic comentariu. Primul, al și de al treilea sunt, primul și al treilea sunt egale. Miller și Lenoit sunt egale. Sardis and Laodicea are equal. Sardis și Laodicea sunt egale. This is not some casual study. Nu este un studiu așa obișnuit. This, this is a serious study that um, is worthy of your contemplation. Este un studiu serios care merită atenția voastră. It's defendable and provable. Putem să dovedim acest studiu. Și îl putem But it has apăra, dar are implicații. Niciunul dintre noi nu va merge la istoria milenită și să zică că are totul corect. We don't believe that. Noi nu credem asta. De aceea, când mergem la istoria lui Ellen White, trebuie să vedem aceeași dinamică.

We'll talk a little bit about a little bit more about that in our next presentation. Vor vorbi puțin mai în asta. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, Ceresc, we thank you. We ask for grace. Cerem, uh, milă, we ask for mercy. Har. Please help us. Te rugăm să ne

o uh, Te rugăm să Evening ne ajuți break, chiar și în această pauză să medităm asupra cuvântului Tău și asupra gândurilor Tale. Ne-am rugat Iisus. Amin.